Am revenit a doua parte a emisiunii noastre alături de profesorul Călin Iosif. Avem vești bune din zona învățământului dual din județul Buzău, domnul Iosif. În sfârșit, o veste bună, chiar. Da, vestea bună în cifre, pentru că o să vedem la anul dacă se și concretizează. S-au constituit clasele? Am unul fașa. S-a creionat planul de școlarizare pentru anul viitor. Pentru anul viitor. Un număr record de peste 150 de elevi. Până acum au fost foarte puțini în fiecare an. Iar Buzăul se situează pe primul loc în zona asta de sud-est, zona de Pe dezvoltare clase sud-est. duale? Da, 6 clase de învățământ dual. Urmărim un material după care venim și sunt foarte multe lucruri de comentat. Sunt convins că mulți, dar foarte mulți, nu cunosc ce înseamnă învățământ dual. Da. Mai ales cei care ar trebui să fie interesați. Exact, da. Cu Absolvenții care de au clasa copii și 8-a. care au copii Absolvenții și părinții de absolvenților vârstă de clasa școlară 8-a. pentru învățământ dual. Haideți să urmărim materialul, după care revenim. Anul viitor, peste 150 de elevi buzoieni vor avea posibilitatea să învețe o meserie căutată pe piața forței de muncă, în cazul în care vor alege învățământul dual. A fost un număr record de solicitări din partea agenților economici din Buzău, astfel că se va încerca formarea a 6 clase. Anul acesta este un an care ne bucură. Avem solicitări din partea a 23 de operatori economici numai pentru învățământul dual. Sunt solicitate 177 de locuri, practic pentru 6 clase. Din acestea, noi putem, din analiza pe care am realizat-o, putem, să zicem așa, soluționa 157 de locuri. Județul Buzău ar urma să aibă cea mai mare cifră de școlarizare pe învățământul dual din zona de sud-est. Și la învățământul profesional tradițional, oferta firmelor va fi bogată pentru anul viitor. Față de anul trecut, când am realizat 2,5 clase, anul acesta avem 6. Pe zona de dezvoltare sud-est stăm cel mai bine, cele mai multe clase. Pot să vă spun însă că și pe învățământul profesional dual avem solicitări din partea 160 de operatori economici din întreg județul. Avem solicitări pentru 42 de clase. Rămâne doar ca toți factorii implicați să convingă părinții să îndrepte pe copii spre această formă de studiu profesional. Eu cred că le vom forma, pentru că avantajele oferite de acest învățământ dual sunt clar în favoarea elevilor și eu cred că printr-o bună promovare atât din partea inspectoratului școlar, din partea unităților de învățământ care sunt direct interesate, stând de vorbă cu părinții, încercând să îi convingem că este în beneficiul elevilor, sunt convinsă că vom realiza aceste 6 clase. Elevii care aleg învățământul profesional dual se bucură de mai multe facilități. Timp de 3 ani cât durează școlarizarea, sunt învățați o meserie căutată de angajatorii aflați în contract cu liceele, astfel că se și pot angaja la una dintre firmele partenere. De asemenea, pe toată perioada studiilor, elevii primesc lunar o bursă de stat de 200 de lei și alți 200 de lei din partea angajatorului. Da. Asta sunt o parte din facilități. Este un pas bun și important pe zona aceasta dezvoltării învățământului dual, pentru că penuria aceasta de forță de muncă, în special forță de muncă calificată, se resimte în toate zonele economiei județului și nu numai în Buzău. La nivelul întregii țări există această penurie de forță de muncă. Dacă nu reușim să atragem de pe piața adulților forță de muncă în întreprinderile deja existente, să încercăm să formăm, măcar cu noile generații care urmează să intre în curând pe piața muncii, să încercăm să formăm o pătură de muncitori calificați și înalt calificați, care să facă față noilor exigențe din domeniul producției. Că de regulă aici se simte acut cea mai mare lipsă de personal, că în comerț se mai găsesc, în servicii la fel se mai găsesc, dar în zona efectivă a producției de bunuri este penurie de personal. Cei mai buni muncitori sunt plecați în străinătate, pentru acolo primesc salarii mult mai mari comparativ cu ce ar primi în România. Iar aici e o chestie logică și legică de când pământul. Deci, atâta timp cât există diferențe de dezvoltare economică între România și alte state, exodul acesta de forță de muncă este, cum să spun eu,
subînțeles aproape. Pentru că există această disponibilitate de a călători, există facilitățile de a intra pe piața europeană a muncii și, desigur, fiecare persoană cântărește ce avantaje și ce dezavantaje îi oferă accesul pe piața muncii din alte țări. Domnul Iosef, avem o problemă. Învățământul dual este de vreo 3 ani, așa, nu e... Nu este foarte bine cunoscut, așa este. Da. Eu m-aș fi așteptat, acum depinde și de interesul unora dintre părinți. Dom'le, să fie concurență mare pe posturile astea. Haideți să fim serioși. Să vină, domne, bolul ca acolo. Deci... Știți câți absolvenți sunt la după clasa 8-a, sunt în medie 3.800-4.000 maxim. Pe județ. Păi, uite, mergem la maximul ăsta. La anul viitor sunt 150 de locuri. Câte intră în liceu? Stați o clipă, să vedem. Câți intră la liceu, da? Păi să zicem că intră pe bune cu medii bunicele. Ce facem cu ceilalți, nu? Păi sunt o groază. Păi sunt o mulțime și de-abia se fac 6 clase, nu? Păi, 157, cât zicea doamna inspector Van Sider. Nu, eu vă spun, dacă se fac vorba, eu vă spun altceva. Deci și mi-amintesc perfect. Deci când a trebuit eu să mă duc la liceu, m-am dus la liceu, discutam atunci, ce, păi, nu vii mai la liceu, nu vii la liceu și tu, ce nu, că tata mă dă la școala profesională. Tata mă dă la școală, deci tata mă dă la școala profesională. Că uite, sunt posturi colo, posturi colo, termin, ies pe salariu după 3 ani. La liceu ce să faci? E, lucrurile, mentalitatea părinților s-a cam schimbat. Adică cum? Băiatul meu să nu facă și el un Nicolae Titulescu, da, să nu facă și el un Dimitrie Cantemir. Exact, da. Cum să nu facă? E și el băiat de nu știu ce. Deci da, adică asta este mentalitatea familiei. Pentru că un copil, de bacalaureat. Un copil la 14-15 ani n-are, cum să spun eu, n-are suficientă informație. N-are... E, apropo de testele PISA cu cei de 15-16 ani. Da, n-are suficientă informație, n-are, cum să spun eu, n-are o anumită experiență de viață ca să-și planifice viitorul, cum să spun eu, de comun acord cu propriile sale aptitudini. El ia dorințele drept, cum să spun eu, drept realități și spune, da, eu mă duc la liceu cu tare, că familia ar trebui să intervină. Exact, să intrăm și în profunzimea chestiunii, așa încercăm să facem o chestiune cronologică. Ce se întâmplă cu un elev care merge în învățământul dual profesional? Timp de 3 ani este această școlarizare. Perioada în care face și carte. Face carte, primește și niște bănuți. Adică și după nu aceea... Sunt 400 de lei lunar. Sunt 400 lunar, de lei 200 lunar. De lei de la stat, 200 de lei vine angajator. Așa. După aceea care are un contract de muncă. Are un contract de muncă. Asigurat. Asigurat. Asta în condițiile în care își dovedește competența. Da. Și sigur, nu va ajunge la salariu minim pe economie. E o chestiune, nu va intra e o siguranță. Și zice, dom'le, care e siguranța? Păi tocmai asta este chintesența. Că angajatorul vine și solicită să formeze pe banii lui. Pe banii lui. Adică omul nu pentru investește. Pentru că ea 2 milioane poate să-i dea unui muncitor care lucrează cu el. El își asigură o forță de muncă. El are califică forța de muncă necesară pentru procesul lui de producție acolo. Își pregătește propria forță de muncă. Viitorii salariați. Mulți au spus că aici, domne, că nu, dar dacă nu am mai avut discuția aceasta la o altă televiziune mai de mult și se punea la un moment dat problema că angajatorii n-ar prea dori pentru că ei știi ce fac, domne, fac o investiție, pregătesc 10 inci, da? Vin la mine, stau 6 luni și după aceea pleacă în străinătate că e din mari mește. Asta e un risc. Există și asta acest un risc. Risc. Dar, de regulă, se face un contract, pe cel puțin bănuiesc, pe cel puțin 3 ani de zile. Dom'le, vii la mine, îți plătesc asta, îți asigur asta, 3 ani lucrezi la mine. Bun, mai mult decât atât, în această perioadă în care ei învață, se duc la fabrici acolo, la angajatori, da, și învață practic acolo, la da, exact, muncă, da. La viitorul loc de muncă, în vacanțe, ei pot merge să lucreze și sunt plătiți pentru asta. Da, tot acolo. Tot acolo. Tot la angajator, da. Da, mă rog, pe acum, munci, cum să spun depinde eu? Depinde și de popularizarea acestui învățământ dual, pentru că avantajele mi se par
în zilele noastre mi se par foarte, nu, foarte, acum de, există foarte și această... De nerefuzat, această, practic, așa zisă, magia străinătății. Nu, domnule, mă duc și... Păi da, da. Mă duc și trai frunze la câini în trebuie să știi Occident și ceva să faci. Și câștig ceva. Mulți se orientează spre zona asta a muncii informale, la gri, la negru, pentru că n-au abilități de a lucra altceva. Și se duc și mai, pe bani mai puțin, oricum, comparativ cu România, mult mai mulți, da? Și se trezesc pe la 30 de ani fără asigurare de sănătate, fără bani depuși pentru pensie și așa mai departe. Rămânem în zona asta a învățământului, a educației, a culturii, pentru că avem un material și am ținut neapărat să îl difuzez în această emisiune, dar ce este o inițiativă interesantă cu muzeul mobil. Oricât de desuet ar părea sau de naiv ar părea, să spunem că, domne, fără educație, fără cultură, când aude cineva cultură, e ca aia, cu patriotism. Patriotism, ce e? Sau cultură. Știți cum a spus Göring? Ce e cultură? Știți cum a spus Göring? Ce e tradiție? Când aude cultură, îmi vine să scot pistolul. Da. Și vine inițiativa asta a Muzeului Județean de a transforma un microbuz într-un muzeu mobil cu care se deplasează în teritoriu și ajunge acest microbuz pe la copii care n-au văzut în viața lor ce e la un muzeu, care n-au auzit ce e la tezaurul de la Pietroasele, de exemplu. Pentru că la, da, eu mă gândesc și la altceva. E într-adevăr o modalitate de a intra și de a ajunge mai aproape de cei care probabil n-au fost niciodată la un muzeu. Dar n-ar fi mai bine să se găsească o soluție ca grupuri. Ca... Să vină ei, exact, la muzeu. Da, să bun. Vină ei din... Devin din ce în ce mai mulți la muzeu, adică să recunoaște, s-a adică transformat muzeul județean. Toate școlile, odată sau un elev de la o școală, indiferent de unde este, ia să viziteze cel puțin odată muzeul județean. Nu e așa că sună cam comunist chestia asta? cum să mergem, bun, noi să facem grup, să mergem ca... Păi, stați vremul, o clipă. Ce facem aici? N-am înțeles. Nu, atunci... Ne ducem ca la Antipa, sau ca la, unde, la muzeul unde era ăla, unde a fost Ceaușescu, la Doftana. Ah. Nu, nu, mergem să vizităm Muzeul Județean de Istorie, în care este concentrată, corect, toată istoria județului. Sunt profesori de istorie care fac acest lucru, sunt și alți profesori și de limba română. Nu, dar sunt, mă gândesc că cel puțin odată pe an, sau cel puțin odată pe an, pentru că ciclurile școlare se tot schimbă, să se facă o excursie cu, mă rog, mulți învățători care sunt dedicați profesiei, fac aceste lucruri. Până să vină elevii, merge muzeul mobil la ei, haideți să urmărim material. Ați auzit vreodată despre localitatea Pietroasele? Da. Unii, da, alții nu. Este o localitate în județul Buzău și împăratul Constantin cel Mare a construit acolo, în secolul al IV-lea după Hristos, deci acum 1600 de ani, de mult, a construit acest castru, care este, sau era mai degrabă, o cetate impresionantă, cu ziduri înalte de 10 metri și groase de 3 metri. Emoție, dar mai ales curiozitate astăzi în rândul copiilor de la școala generală din Mărunțișu. Mini-muzeul pe roți a oprit în curtea școlilor și le-a dat posibilitatea de a lua contact cu exponatele, rămășițe ale istoriei, pentru prima dată. Tocmai pentru că majoritatea copiilor nu călcaseră vreodată pragul unui muzeu, turul muzeului pe roți a fost făcut împreună cu un ghid, un muzeograf care le-a explicat micuților pe îndelete despre artefactele expuse. Cei care au pus în practică ideea unui mini-muzeu pe roți s-au gândit să ajungă la cât mai mulți copii din localitățile izolate ale județului, elevi care, în marea lor majoritate, nu au posibilitatea de a vizita o astfel de instituție. Muzeul BAS va merge în această lună și în comunele Bozioru și Topliceni. Este un proiect dezvoltat împreună atât cu Consiliul Județean Buzău, cât și cu Inspectoratul Școlar, la care am lucrat de ceva vreme. Este un proiect
ce își propune să aducă în special în mediul rural, colecțiile Muzeului Județean Buzău, atât colecțiile tematice, cât și colecțiile speciale. Așa cum ați văzut, există acolo informații despre primul globtrotar român, Dumitru Dan. Există reprezentată colecția de telefoane a Muzeului Județean Buzău. Și ideea de bază este aceea să reușim să acoperim cât se poate din școlile de pe teritoriul județului nostru. Cât vremea ne permite, noi am stabilit chiar ieri într-o ședință la Consiliul Județean Buzău și împreună cu ISJ-ul, săptămâna viitoare, tot miercuri, să mergem la Bozioru, urmând ca chiar înainte de sărbători, pe 18, să mergem în zona Topliceni. Programul Muzeul pe Ros face parte dintr-un proiect mai amplu al autorităților județene, intitulat Porți deschise către cultura buzoiană. Program menit să înlesnească pe cât posibil contactul copiilor din mediul rural cu instituțiile culturale, precum teatrul, muzeele sau biblioteca. Acest proiect face parte din proiectul Consiliului Județean Porți deschise către cultura buzoiană. Prin acest proiect, fiecare elev din învățământul județean buzoian trebuie să vină la o instituție de cultură. Fie că vorbim de Muzeul Județean, de Teatrul George Ciprian, Centrul de Cultură sau Biblioteca Județeană. Astăzi este un proiect al prin inițiativa domnului director de la Muzeul Județean de a veni noi în teritoriu, pentru că sunt anumite probleme logistice, anumite probleme financiare și nu întotdeauna elevii pot veni la Buzău. Prin inițiativa dânsului am organizat prin acest muzeu OBAS, un muzeu mobil, în care noi trebuie să venim și să explicăm buzoienilor, elevilor buzoieni, ce înseamnă Muzeul Județean, ce înseamnă instituțiile de cultură, ce înseamnă de fapt județul Buzău. Este un lucru bun, pentru că nu întotdeauna toți copiii pot veni și noi am fost elevi și nu întotdeauna am avut posibilități financiare și mai ales în mediul rural. Încercăm și cu teatru George Ciprian să venim în rural și cu centrul de cultură și cu biblioteca. La biblioteca este un pic mai simplu, pentru că există bibliotecă în fiecare localitate, dar încercăm cu anumite proiecte. Trebuie să-i atragem și să le captăm atenția acestor copii. Ați văzut și astăzi, copiii sunt foarte atrași de această idee și sunt aviți de lucruri noi, vor să învețe lucruri noi. Cadrele instituției de învățământ s-au bucurat de oportunitatea de a le oferi copiilor o lecție de istorie deosebită. Vă dați seama că pentru noi înseamnă foarte mult. Acești copii care vizitează acest muzeu mobil provin de la sat și nu au posibilitatea de a merge și a vizita Muzeul Județean la Buzău. Considerăm că prin ceea ce li se transmite, prin ceea ce văd în acest mini-muzeu, copiii își consolidează cunoștințele de istorie. În perioada imediat următoare, autoritățile intenționează să pună pe roți și o bibliotecă mobilă. Da, deci copii care înțeleg că au niște situații financiare mai... Da, eu, cum să spunem, n-aș vrea să minimalizez această acțiune, da, vă rog, nici să o duc în derizoriu, dar teamă mie ca nu cumva acei copii să rămână, când se vor gândi vreodată la muzeu, să rămână în minte cu imaginea unui microbuz în care au văzut câteva exponate, chiar dacă ele sunt oarecum reprezentative. Poate așa o să devină mai curios și o să facă o chetă în unele locuri să vină la Buzău, la muzeu. Da, dar, da, exact. Ar trebui la... Deci, v-am spus în pauză. Deci, cadrele didactice, în special cadrele didactice care au dirigenție, care au istorie, da? Și probabil și alte discipline conexe, ar trebui atunci când depun dosarul de gradații sau de salariu de merit, cel puțin o activitate de genul acesta pentru a beneficia de... Dacă nu, să piardă puncte. Deci să nu câștigi, să piardă puncte. Mulțumesc, domnul Iosef, pentru prezență, pentru analiza pe marginea subiectelor. Mulțumim și celor care ne-au urmărit. Rămâneți pe Campus TV. În câteva minute, Magdonescu vă așteaptă la o nouă ediție a emisiunii Dele Buzeanului. Invitat va fi primarul Constantin Toma. Numai bine, la revedere!